că horoscopul este făcut până pe 30. Dacă vreți, puteți să vizionați acea parte care vă interesează pentru luni, fiindcă eu am mai menționat și date. Deci voi începe cu balanța. Un bărbat are o așteptare sau va duce o veste legată de o așteptare, care se va transforma acum într-o schimbare lentă, stabilă și benefică. Acest daeg. Deci lent, stabil și benefic. Scorpionii, bani, care sunt luați de la, s-ar putea să datorați niște bani la o bancă, unii dintre scorpioni, și să aveți această situație de a da banii înapoi, de a, sau luați bani de la o bancă, dar este și cu o pierdere. Este o pierdere irecuperabilă, nu? Dobânzile, n-aveți ce face. Cam asta ar fi, bani pe care îi luați de la un ajutor, deci pecuniar. Dar de obicei ne gândim chiar și la o bancă. Pentru săgetători, o soluție pe care o găsiți pentru a avea așa s-a întors. A avea abundență, să zicem, o stare benefică, o situație benefică. Vă doriți așa cum este mica benefică, nu? Deci iubire, sentimente, bine. Și mica benefică vine și vă spune, doriți-vă ce este posibil, pentru că este deja împlinit. Dacă știți să vă să îmbinați o activitate fecundă cu dreapta judecată, din care rodesc operele. Dar aici aveți și o lună care spune că sunteți vulnerabili în fața unor persoane sau ați fost vulnerabili și ați fost păcăliți. Deci este o păcăleală, un furt, dar în același timp și sentimente. Poate să fie, deci, un aspect material, dar și un aspect sentimental, cu o relație care, de fapt, urmărea anumite lucruri, deci anumite scopuri avea, nu acela de a fi împreună cu voi. Capricornii, discuție la telefon legat de o generozitate, de un ajutor pe care să-l oferiți cuiva, dar totuși aveți aici Eichvaz. Eichvaz vă spune fiți corecți, prevăzători, perseverenți pentru a schimba o situație nedorită într-o situație benefică, într-o situație nefericită, într-o situație bună. Vărsătorii, sfaturi pe care le primiți din partea unor persoane mai înțelepte, unor persoane mai în vârstă, care cunosc mai multe, dar aveți și un as de cupe. Asul de cupe arată întotdeauna acea stare de beatitudine pe care o arătați celorlalți. Deci sunteți într-o postură de a avea răbdare, de a aștepta ceva. Deci este exact, știți, când îi se spune cuiva așteaptă, că totul se va rezolva, trebuie să ai răbdare. Cam așa sunt vărsătorii, dar această rună nied arată obstacole, întârzieri, probleme, și am zice că întotdeauna
trebuie să se gândească și la situația în care poate să caute o rezolvare, am zice, sau să înțeleagă că schimbările sunt benefice. Deci, chiar dacă nu într-o relație, să zicem, nu mai merge, trebuie să înțeleagă că este momentul să accepte ceva nou. Deci, să fie deschiși. Pentru a primi alte situații, cam acesta ar fi pentru ei. Pești, speranțe, dar vi le puneți într-o femeie care s-ar putea să să nu fie chiar o rezolvare pentru voi. Este Marea Preoteasă. Marea Preoteasă deține secrete. Ea este comparată cu Lilith. Lilith care și are și aspecte benefice, dar și malefice. Deci, este, poate să fie vorba de iubire, de pasiune. Și de o schimbare a locului de muncă, o schimbare a locuinței, noi persoane pe care le întâlniți și una poate să fie această prințesă, această mare preoteasă care s-ar putea să încerce să vă afle secretele. Dacă vă află secretele, s-ar putea să le folosească în scopurile ei personale. Berbecii, o călătorie cu multă cumpătare gândită, analizată, este săgetătorul. Da. Deci, tir este o trădare. O trădare din partea unei persoane, o cădere de vitalitate, o situație în care nu obțineți ceea ce doriți sau chiar încercați să găsiți o soluție și nu aveți o viziune corectă și greșiți. Această viziune incorrectă vă creează totuși probleme. Această trădare sau poate să reprezinte o situație în care nu mai aveți răbdare să analizați. Ar trebui să analizați situațiile care sunt sau forțele care intră în joc, dar voi fiind berbeci, s-ar putea să vă grăbiți și această grabă să vă aducă într-o situație nefericită cu acest tir răsturnat. Să lăsați pe urmă totul la voia întâmplării și să nu mai vreți să știți de acea situație. Deci trebuie totuși să studiați forțele care intră în joc pentru a lua o decizie corectă pentru voi. Deci este sfatul arcanei să nu vă grăbiți, să încercați să fiți cumpătați. Taurii, o pierdere datorită unei inspecții, o inspecție care vine la voi, da? Dar s-ar părea că o rezolvați până la urmă, dar pierdeți, aveți și o pierdere. Și am putea spune că rezolvați această situație, dar este și o lună care vă atenționează să aveți grijă de sănătatea voastră. Să dați atenție problemelor legate de sănătate. Pentru gemeni, o ancorare într-o situație, o stabilizare, dar de fapt aveți și o trădare. O cădere de energie, de vitalitate,
O relație care nu mai merge spre permanentizare, exact poate din cauza acestei trădări. Deci, o trădare. Pentru raci, fericire, strălucire, comunicați foarte bine, aveți aici comunicarea, dar și un sfat greșit pe care îl primiți, un sfat dat intenționat pentru a vă amăgi, pentru a vă bulversa, un sfat viciat, un sfat veninos, am zice. Deci, dacă puteți, este bine să gândiți, să nu luați orice sfat de bun, să căutați să rezolvați problema informându-vă, fiindcă altfel nu o să fie prea bine, o să mergeți spre un haos. Leii, gânduri pe care vi le faceți legate de o situație care am zice că vă ține în stagnare. Pierderi, poate să reprezinte pierderi de bani, poate să reprezinte niște bani pe care îi așteptați și nu-i primiți și din cauza asta nu puteți avansa cu ceea ce v-ați propus voi și s-ar putea să vreți să impuneți voința voastră printr-un triumf, dar întotdeauna trebuie să analizați foarte bine situația, să vă cunoașteți drepturile și datoriile voastre, să nu mergeți în hazard, am zice. Acum ar veni fecioarele, o ceartă care vă duce la o finalitate, obstacole, probleme, întârzieri, riscuri pe care ar trebui să vi le asumați, dar și o înghețare a situației în care sunteți și o încheiere, o finalitate. Deci, fecioarele, aveți o finalitate legată de ziua de luni, unde aveți și o ceartă. Eu vă doresc numai bine!